Accidentul a avut loc pe raza localității Florești. Pompierii gorjeni au ajuns imediat la fața locului pentru a asigura măsurile de protecție necesare într-o astfel de situație, existând riscul ca cisterna încărcată cu GPL să explodeze. Pasagerul care se afla în dreapta șoferului de pe auto-utilitară a suferit câteva leziuni, iar medicii de pe Smurd au decis ca acesta să fie transportat la spitalul din Turceni pentru investigații medicale suplimentare. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru a asigura măsuri de protecție în cazul produsului unui accident rutier pe raza localității Țânțăreni, satul Florești. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială Zmur din cadrul secției de pompieri turceni. Echipajele sus la fața locului au constatat că în urma impactului au două autovehicule, o cisternă încărcată cu GPL și o auto-utilitară. O singură persoană a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești desfășoară activități de cercetare la fața locului în urma unui accident ușor care a avut loc între două autovehicule, o auto-utilitară și o cisternă încărcată cu GPL. Ca urmare a impactului, nu au fost probleme grave. Situația a fost stăpânită de către lucrători ISU conform procedurii, iar o singură persoană a fost rănită, și anume un pasager care se afla în auto-utilitara care a încercat să vireze spre stânga fără să se asigure, fiind acroșată de cisterna care se angajase într-o depășire. Cisterna a fost scoasă în siguranță din șanț cu ajutorul unei macarale.